Prieteni, hai noroc! Bun găsit la emisiunea Lumina! Eu astăzi am o noutate bombă pentru voi. În municipiul Chișinău s-au terminat toate problemele. Cum s-a ajuns la această situație? Am uși intrăm în detalii, dar înainte de toate vă rog frumos să apăsați butonul like. Aha, cu putere apăsați butonul like. Hai că spate, hai că e simplu. 1, 2, 3. Așa, vă mulțumesc. Pornim la drum. Mergem la sfârșitul anului trecut, în 2021, când tot lumea era cu nasul în salata Olivier și numai Ion Ceban Munșe lansa o nouă mișcare. Politică oare? Nu pot rămâne indiferent și în pasă de ceea ce se întâmplă. Știu că această alternativă poate fi o mișcare pe care astăzi oficial declar că o inițiez. Mișcarea alternativă Национал. Ман – это то, что мы будем создавать сверху вниз и никоим образом не снизу вверх, а никоим образом сверху вниз. Все так говорят. Și la distanță de câteva luni, și să mai aude amu de la, acest man curt de partid al lui Ceban? Nică! Se pare că războiul din Ucraina i-a cam dat planurile peste cap. Dar Ion Ceban este încă tânăr. Nu s-a dăbătut așa de ușor. Nu s-a pierdut el cu firea. El folosește fiecare ocazie, fiecare apariție în public pentru a lovi în continuare în guvernarea PAS. Mai proastă guvernare nu a existat în Republica Moldova. Și îmi voi permite în continuare să critic guvernarea, acțiunile rușinoase a acestei conduceri. Deci au foarte multă media. Și se promovează foarte intens, inclusiv pe rețelele de socializare. Au o armată întreagă de troli care trebuie să le spele caftanul sau paltonașul. Anume voi, guvernarea actuală, ați călcat în picioare toate principiile democratice, pluralism și tot așa mai departe, meritocrație. El îi numește incompetență, îi acuză de îmbogățire ilicită și roagă organele de drept să-i apuși de cum asta se cheamă? De partea moale a corpului. Și să faci asta la o emisiune TV ne pare normal. Pe tine te cheamă un jurnalist, îți oferă platforma pentru a o folosi maxim în avantajul tău politic. Dar să faci tot asta săptămânal, din septembrie anul trecut, în fiecare săptămână să o faci la ședința serviciilor primăriei municipiului Chișinău, locul unde se grăiește exclusiv despre problemele care țin de Chișinău, asta de-a mi se pare o leacă de... Cum? Exact. Peribor. Așa că eu vă invit azi să-i numărăm lui Ion Ceban, nu dinții, a să-i numărăm cele mai recente exemple de rahat populist, dezinformare și minciuni. Ia fiți atenți aici, stimați domnule. Aici am declarațiile pe avere ale deputaților. Ceilalți clar cu ei că de mult se cunoaște despre starea de lucruri. Dar constatăm peste 40 de deputați milionari PAS. Deci, repet, atent pentru toată lumea. 40 de deputați din 63 milionari. 40 de milionari PAS. 40 din 63. Hai să le luăm pe rând, da? Domnul primat, îți poate o întrebare, dar 40 de deputați au devenit milionari după ce au obținut puterea? Sau deamul era un milionar înainte de a deveni deputați? Asta e o întrebare importantă. Da, în câteva luni de mandat s-au îmbogățit deputații. Odată cu venirea la putere sau deam erau milionari? Pentru că Ion Ceban nu răspunde la această întrebare. Această întrebare trebuie cercetată adânc în fiecare declarație pe avere. Și de unde Ion Ceban are aceste 40 declarații? Deputații raportează lui Ion Ceban și avere au avut anul trecut? Și totuși, e tare curios. În 4 minute de jis urât al lui Ion Ceban la această ședință a primăriei, noi nu găsim niciun răspuns la întrebarea cum s-au îmbogățit acești deputați? După ce au venit la putere sau înainte de asta? Este ilegal să ai în Moldova milioane de lei? Nu. Este ilegal să ai în Moldova mașini, terenuri? Nu. Este ilegal să-i obții fraudulos prin acte de corupție, să-i furi? Dar vezi care-i treaba? Ion Ceban când are camera în față, el n-are nevoie de probe, n-are nevoie de detalii concrete. Megafonul lui lucrează fără oprire. Sunt miniștri cu peste 200 de terenuri. Sunt miniștri și deputați cu 4-5 case, 3-4-5 mașini, proprietăți peste proprietăți. De unde aveți oameni buni aceste toate
bunuri. Poate Procuratura și Centrul Național Anticorupție ar trebui să înceapă și cu dumneavoastră, în paralel cu ceilalți pe care îi vizează. Pentru că înțeleg că miliardul furat deja l-ați întors. Apropo, ce s-a uitat cu miliardul? Ha? Apropo, și s-a uitat cu miliardul? E așa, pur și simplu, niftemă și să mai aude cu miliardul? Ce-a fost asta? Miliardul furat de Ilan Șor, milioane de la PAS, miniștri cu terenuri și mașini și tot asta într-o oală de dragul cui? Hm? Costurile de trai au crescut în Moldova? Da, ca și în tot restul lumii. Oamenii au devenit alea mai sărași? Da, ca și în tot restul lumii. Inflația e record? Da, ca și în tot restul lumii. Și cum să atragi atenția publicului? Te îmbraci în chiloți Robin Goodovski până la chept și o faci pe luptătorul pentru dreptatea socială. Păi cum să înțeleagă el băbuța ce și bunelul cu pensia? Ia uitați-vă aici. Deci, da, și cu multe case, cu mașini scumpe, mașini de lux, tot așa mai departe. Toată foiala asta cu umblatul cu bicicleta pe la... de la Parlament, nu știu ce, nu e decât de ochii lumii. Poate ne explică Ioan ceva în cât timp i-a luat să timpărească 40 declarații pe avere. 40 declarații pe avere, fiecare de câte vreo 10 pagini care se găsesc într-un singur loc pe internetul moldovenesc. Pentru anul 2021 se găsesc în această clipă doar pe portalul public al Autorității Naționale de Integritate. Și acolo nu stau aceste 40 declarații, gata, descarcă-i aici că o apăsăm pe buton. Nu! Întreabă orice jurnalist de investigații, manual, trebuie să nastracești numele, să descarci, pe urmă să te apuci să citești, să analizezi cine într-adevăr e milionar. Ioan Ceban a făcut asta? Sămnevaiți? Dar dacă Ioan Ceban nu a făcut, înseamnă că el a rugat cineva din angajații primăriei să facă asta. Dar asta, Ioan Ceban, nu e abuz în serviciu. Asta nu este o încălcare a legii. Eu corect înțeleg, primarul Ioan Ceban cheltuie din resursele fizice ale primăriei și resursele umane pentru a scoate această borătură de mesaj preelectoral în timpul ședinței săptămânale de servicii a primăriei Chișinău. Deci aici am șefii de agenții subordonate guvernului, ministere. Deci te ia groaza și văd că presa tace în această privință. Vani, Vano, Vaniuș, nu care presa tace? A, presa independentă tace? Asta mai înțeleg. Dar noi mai avem și alt fel de presă. Vani, tu nu mai încearcă să dai click pe NTV, pe Primul în Moldova și acolo informațiile staman așa cum îți place ție. Din cei 63 de deputați PAS, 40 sunt milionari, o spune primarul capitalei Ion Ceban, care a analizat declarațiile de avere ale demnitarilor din PAS. Din cei 63 de deputați PAS, 40 sunt milionari, susține primarul capitalei Ion Ceban. Concomitent, acesta a descoperit case și mașini de lux în posesia unor miniștri și șefi de agenții numiți în funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate. Acesta mai spune că a descoperit case și mașini de lux în posesia unor miniștri și șefi de agenții. Ceban nu a avizat pe cineva direct, însă a chemat organele competente să se autosesizeze pentru a verifica de unde au acumulat reprezentanții guvernării averile declarate. Ceban nu a dat nume, dar a cerut instituțiilor competente să verifice de unde au acumulat reprezentanții guvernării averile declarate. Amun, ne întoarcem la primăria municipiului Chișinău și aflăm de la Ion Ceban care-i planul de mai departe. Ce face primarul după aceste revoluționare, transformatoare observații pe care le-a avut? Eu cred că o să rog Direcția Asistență Juridică să mă ajute să formulăm câteva sesizări la procuratură și la organele de drept. Nu sunt lei pe aici să caute tot felul de interpretări, că a venit cineva, că nu știu ce. Să nu îmble ei pe aici, să caute interpretări. Cine să caute? Cine a venit? Cine să îmble? Prieteni, voi vă dați seama cât e de important mereu, ascultând politicieni de Republica Moldova, mereu să ne reanalizăm, reîncadrăm poziția noastră apropo de decriminalizarea consumului de droguri ușoare în Republica Moldova? Asta e tare important. Cum altfel, în ce stare să poți să asculți acest bred? Procuratura Anticorupției și Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupției, dar nu vreți să bateți la ușa funcționarilor care dilapidează banul public? Că pentru pensii bani nu au. Pentru salarii majorate la medici, la polițiști, la pedagogi nu au. Dar pentru a fura banul public prin contracte directe. Au și competență și impertinență în acest sens. Eu nu zic că acești funcționari nu există. Hai să-i dăm dreptate primarului. Hai să zicem că într-adevăr există deputați corupți în PAS. Dar, voi nu mai imaginați-vă, Ion Ceban are informații despre măcar un om din PAS care a comis un act de corupție, o ilegalitate, fraudulos, a obținut niște bani, niște bogății. Și Ion Ceban tași?
Nu divulgă numele? Pentru că mie îmi place să țin, să-mi țin cuvântul și cuvântul să nu fie despărțit de faptă. Uh-huh. Și asta este motoul meu cotidian în ceea ce fac. Atunci când ești onest, când știi despre ce vorbești, scoți pe gură lucruri, informații pertinente, așa-i? Dar atunci când nu cunoști nicio p***ă, te puși suși din deget, Vania Ceban. Nu spui niciun lucru concret și timp de 4 minute jumate îți rășești plombele degeaba la ședința serviciilor primăriei municipiului Chișinău, într-un loc și într-un context absolut irelevant. Repet, declarațiile de avere a deputaților PAS sunt subiect de discuții la primăria Chișinău. De ce? Ia apucați-vă de pește ăștia mari. Unde e lupta cu corupția mare? Ce nu se cunoaște ce a fost și dosarele care au fost anterior? Ce-s cu toate fumigenele astea în fiecare zi să acoperiți costurile de viață crescânde, prețurile, incompetența? Nu, Ion Ceban și nu-i băiat prost, așa-i? Dar pe noi ne crede foarte proști, descreierați chiar ne crede. Pentru că în Republica Moldova de lupta cu corupția se ocupă procurorii, așa-i? Așa-s lucrurile. El grește de costurile crescute de trai. Miliardul furat de șor. Milioanele de la PAS, procurorii care nu-și fac treaba, tot asta are un leac. Și eu cunosc numele acestui leac. Se numește pastila Cebanion. Cebanion, de la bolea la dodon, tăți în gură Cebanion. Nu ce, Cebanion vmeste? Și eu vreau să mă folosesc de ocazie și să mă adresez celorlalți participanți la această ședință. Acolo este Tudor Gârbu, un consilier, domnul Alexei Gros, un comisar de la poliție, domnul Andrei Pavaloi de la Direcția Generală Educație. Stimați și bravi bărbați, e ca voi știți că sunteți live, da? Voi știți că puteți interveni în orice clipă pentru a opri această absurditate. Sau vouă vă place să faceți parte din masovcă, să-l ajutați pe Ion Ceban să vă folosească în scop politic. Cât de prețios este timpul vostru de birocrați, așa încât atunci când veniți cu un raport în fața primarului, voi tolerați să vedeți și să auziți această degradare mentală lui Ion Ceban în direct. Când și cum a să ieșiți din această comă birocratică? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Și acum hai să mergem la finalul discursului ca să vedeți transformarea epică a lui Ion Ceban din politician populist în funcționar eficient, care grăiește repede și la temă. Și repet, puterea nu este pentru totdeauna. Și odată și odată va trebui să răspundeți inclusiv pentru ceea ce aveți în proprietăți. În fine, raport cu privire la desfășurarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general din municipiu. Vă rog frumos. Domn Pavlov. Când e padelul, grăim repede, fără pauză, munșim eficient la primăria Chișinău. Dacă nu-i padelul, ne întindem ca mucul verde din nas și fluturăm în vântul schimbării până ne așezăm în șervețelul nostru Kleenex. Scuzați, m-am cam abătut o leacă. Noi nu am mai avut așa situație. Săptămâna trecută, caricaturistul, artistul Alex Buret s-a făcut o postare genială, vreau să vă arăt. În postarea asta el a adunat pe câțiva din cei care în fiecare zi laudă pe Ion Ceban prin comentarii pe Facebook. Dar ei mai sunt și pe YouTube și pe Instagram. Bineînțeles că e vorba de profile false, identități furate, activitatea cărora este absolut necunoscută, netransparentă, fix după modelul trolilor de pe timpul Partidului Democrat din Moldova, de acum câțiva ani. Noi niciodată, vă promit, că asta vă promit, noi niciodată n-o să aflăm câți bani pe asta se cheltuie și cine îi încasează acești bani. Dar și putem noi să aflăm, sau și putem noi să încercăm să facem, să ne adresăm unei alte întrebare și să încercăm să răspundem la ea. Cine este Ion Ceban? El este manager de oraș care se adună la ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău și grăiește exclusiv despre treburile municipiului Chișinău și a politică, așa cum ne-a promis în 2019, țineți minte! Noi am hotărât în Chișinău să nu fie ideologie, să nu fie geopolitică, să nu fie batalii între partide politice. Și acest lucru ne-a reușit. Sau Ion Ceban este pur și simplu un aparatic ordinar, un populist, care face orice ca să câștige încă măcar că o tutică de atenție și credit politic. Noi, spre diferență de cei care se declară transparenți, noi suntem transparenți. Iar pe final vă invit să faceți ceea ce Ion Ceban sau angajații primăriei au și făcut. Dar poate chiar o leacă mai eficient. Vă invit să vedeți declarațiile din 2020 ale deputaților PAS. Și nu numai, puteți să lași și alții să-i vedeți. Și să-i comparați cu cele din 2021. Pentru cele din 2020 o să mergem pe
sunt portalul redacției de jurnaliști cu sens MD, aici este o rubrică, se cheamă Parlamentul Virtual. Foarte faină și comod de analizat rubrică. Baza de date încă nu e updatată cu declarațiile pentru 2021, dar puteți să vedeți pentru toți 101 deputați care au depus declarațiile pentru 2020 ce averi au. Pentru 2021 însă mergem în portalul ANIE, Autoritatea Națională de Integritate. Așa cum v-am mai spus, manual ați trebuie să decătat nume de deputați, deputate și poate totodată putem împreună să ne exprimăm speranța că veni va o zi cu soare când Ion Ceban de dimineață la ședința primăriei Chișinău să iasă cu niște cărțoage și zic uitați-vă ce am găsit eu pe internet. Un bugetar, rodam din Sadova, raionul Călăraș, de 20 ceva de ani de lucrează la stat, își permite vacanță la ski în Franța, vacanță de lux în Dubai, are casă de 400 de metri pătrați la Buicani, trimite copchii la liceu privat din Chișinău, Igor Dodon îl cheamă, a? De unde credeți că Igor Dodon a obținut aceste bogății? Se va întreba Ion Ceban. Cum vă se pare asta? Jis sau realitate? Între timp, vă mulțumesc pentru atenție și vorba și e, cibaniom vmeste! Dacă v-a plăcut emisiunea Lumina și vreți să mă visați noaptea în vis, vă propun să mă susțineți pe adresele de mai jos. Sau cu o donație pe PayPal la emisiunea.lumina@gmail.com sau cu o donație lunară pe patreon.com/fedot. Vă mulțumesc pentru atenție, mă închid în fața voastră, nu uitați de butonul like, share și coment. Adică nu numai nu uitați, dar chiar și folosiți-le apăsându-le. Ca să ajungem la cât mai multă lume, că Ion Ceban m-a blocat pe Facebook și amul nu vede și scriu și grăiesc. Vor. Hei, pupici, numai bine, sănătate, minte tuturor! Asta e o avere mare! Желаем всем крепкого здоровья и хороших выходных!